Aproape 200 de elevi și profesori au primit diplome, felicitări și aprecieri din partea autorităților. Ultima performanță obținută de un elev doljan este medalia de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică de la Beijing. Elevii premiați au primit și sume de bani cuprinse între 200 și 1000 de lei în funcție de performanțele obținute. Lăsând deoparte ajutorul și stimularea financiară, ne gândim la diploma care ne ajută foarte mult și aprecierea pe care ne oferă. Simțim că ne este recompensată munca și avem motivație în plus să continuăm să facem performanță. Ne bucurăm foarte mult de această răsplătire a eforturilor noastre și consider că este un imbold pentru ca și ceilalți colegi să participe și ei la aceste concursuri și olimpiade naționale. Scopul nu e, în primul rând, premiu sau altceva, dar dacă suntem recompensați, cu atât mai bine. Ca de fiecare dată, Dojo este un izvor în care în toate domeniile produce oameni absolut speciali, așa cum sunteți dumneavoastră cei care sunteți în această sală, deopotrivă profesori și elevi și părinți. Sunt rezultate care ne onorează, sunt rezultate care ne bucură, dar în același timp sunt rezultate care ne și obligă. Așa cum spuneați la un moment dat, rezultatele de la examene naționale au fost bune, dar sperăm ca pe viitor să le îmbunătățim. Începând din această toamnă, la Colegiul Carol I din Craiova se deschide un centru județean de excelență care le oferă condiții suplimentare de pregătire celor care fac performanță la învățătură. La olimpiadele și concursurile organizate în anul școlar 2013-2014, elevii doljeni au obținut 13 premii 1, 12 premii 2, 12 premii 3, 23 de mențiuni, precum și 33 de mențiuni și premii speciale.